Bună ziua, mă bucur că ne revedem într-o nouă întâlnire sub emblema proiectului Merito, de data aceasta o cafenea. Eu am plăcerea și onoarea ca astăzi să vă prezint pe unul din mentorii mei, un coleg deosebit, excepțional, profesor de fizică la Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța. El face parte din generația Merito 2016, Lucian Oprea. Pentru el am pregătit o aplicație, o aplicație dragă mie, pentru că și el este un om care se lipește de sufletul altor profesori prin ținuta morală, prin caracterul lui și prin personalitatea lui extrem de complexă. Aplicația se numește WordArt. O accesăm din Google, scriem wordart.com. Este o aplicație gratuită, puteți să vă și logați, să vă creați conturi gratuit ca să păstrați unele creații ale dumneavoastră, dar puteți să și lucrați pe această aplicație fără să vă creați cont. Suntem în pagina principală, unde avem următoarele câmpuri în partea stângă: words, cuvinte, shapes, forme, font, fonturi, layouts, tot niște lucruri care ne ajută, de exemplu, culori sau aranjarea literelor. Pentru că eu fac caracterizarea colegului meu pe o imagine de a lui, mă duc în calculatorul meu personal, import această imagine din calculatorul meu personal, o aduc aici, îi dau OK, pe această imagine o să creez eu norișorul de cuvinte. Fonturi, am o mulțime de fonturi pe care pot să le folosesc, de la fonturi mai groase, mai subțiri, mai medium, de mărime mai medium. De exemplu, am să aleg Shopping Script-ul pentru că este frumos și duce undeva spre partea mai delicată a scrierii, a scrisului de mână, duce cumva spre scrisul de mână. La cuvinte, vedeți aici avem un filtru de cuvinte, mărimi, culoare, unghi și tipul de fond. Într-un WordArt pot să folosesc cuvinte de mărimi, forme, culori diferite. Dar eu am selectat o listă de cuvinte care îl caracterizează pe colegul meu. În primul rând, fiind numele lui, apoi profesia de profesor fizică, materia lui, specializarea lui, colegiul, instituția de învățământ unde predă, Mircea cel Bătrân, Constanța, și câteva dintre cuvintele cheie care le-am extras eu în urma conversațiilor, discuțiilor, analizei articolelor din presă. Complexitate, retorică, energie, bucurie, împărtășire, pasiune pentru limba franceză, învățarea ca o joacă. Bun, și scriu această listă de cuvinte cheie pe care am separat că după ce am dat shapes această imagine, am ales tipul de fond, să zic că am ales Shopping Script-ul, îi dau Visualize, iar în partea dreaptă a ecranului deja mi s-a apărut o fereastră pe care scrie Loading și se încarcă atributele din câmpurile din partea stângă se încarcă în partea dreaptă și vizualizez un draft al norișorului meu de cuvinte.
cuvinte. Da. Deci asta poate să fie un norișor de cuvinte pe Chopin sau dacă mi se pare că nu se poate citi, schimb fontul și vreau un alt font sau pot să aleg o altă culoare sau o altă poziționare. Uite, asta este, mi se pare că este mult mai ok și mult mai complex. Bun. Ok. Bun, și am ajuns în minutul în care creația noastră grafică este aproape gata. Așa că m-am jucat un pic cu fonturile, ia uitați, am adăugat și un pic de culoare, un strop de culoare. Și este forma finală a word art-ului, a norișorului meu de cuvinte. Bun. Cum îl descarc? Ca să-l pot folosi ca și poză sau îl pot folosi ca și parte a unui infografic sau vreau să-l includ într-un afiș. În partea de sus am meniu, save, order, share și download. Download. Mă duc pe download și mă duc pe și aleg standard PNG sau standard JPEG, pentru că dacă mă duc pe o claritate mai mare, atunci acestea sunt contracost. Și mă duc și dau click pe standard JPEG. Mi se descarcă direct în calculator și imaginea pe care o vedeți în curând atașată. Eu sper că v-am fost de folos cu această aplicație. Da, este o aplicație colaborativă și o puteți folosi la multe activități cu elevii, cu colegii, cu părinții. Și mi-a făcut plăcere să-l prezint pe colegul meu, pe Lucian Oprea. Eu vă mulțumesc!